Președintele PSD Suceava, senatorul Gavril Mârza, a declarat că obiectivul partidului său este schimbarea regimului Băsescu, dorință care, după părerea sa, este și a majorității electoratului din România. Modalitatea prin care se poate realiza acest scop, spune Mârza, este atragerea celorlalte forțe politice și realizarea unei coaliții cu PSD. Vor stabili o serie de înțelegeri între toate celelalte partide, mai puțin PDL-ul, pentru că în turul 2 Traian Băsescu să părăsească, după turul 2, Traian Băsescu să părăsească Cotroceni. Liderul PDL Suceava, Gheorghe Fluturi, este convins că electoratul liberal îl va susține pe Traian Băsescu în turul al doilea, iar în ceea ce privește PNL se vor găsi soluții de colaborare. În 2008, în alegerile din noiembrie, în România votul a fost pentru forțele de centru-dreapta, dominant. Atunci am avut o tentativă, o încercare de a face guvernul cu PNL-ul, cu Tăriceanu. Nu s-a dorit, ei au cerut premier în niște condiții în care nu le permitea procentul ca să ceară premier. Eu sunt convins că după un an de zile vor înțelege acest lucru și vom putea găsi soluții și punți de legătură. Deocamdată noi ne adresăm electoratului liberal din România pentru acest lucru.